Martin Kessel a făcut odată următoarea afirmație. Vrei să știi în ce constă umanitatea? În cei care nu își fac griji pentru tine. Bine ați venit în Germania! Numele meu este Jens Tegeler. Sunt asociat și administrator al grupului Tegeler, iar întreprinderea noastră există de 25 de ani. Suntem o întreprindere de familie cu 1700 de angajați și ne-am specializat în branșa socială, în cămine de îngrijire staționară și secții de îngrijire zilnică, dar și în servicii ambulatorii. Deficitul de personal din Germania și, în comparație, sunt asistenții medicali din România foarte bine pregătiți. Pornind de la originea noastră românească, am decis să colaborăm cu personal din România. Noi punem la dispoziție locuințe, cursuri de limba germană, ca și cursuri de dezvoltare profesională. Mai departe, sprijinim personal venit din România la îndeplinirea formalităților de integrare, de exemplu înregistrare la primărie și la casele de asigurări. Noi organizăm și seri românești și în Germania este protecția socială la un nivel mai înalt decât în România. Reprezentanța Tegeler funcționează la Sibiu din 2015. În România, Tegeler Gruppe caută persoane calificate în vederea acoperirii necesarului de personal în Germania. După sosirea și aclimatizarea angajaților din România, aceștia sunt instruiți în mod uzual, la fel ca orice alt coleg, ceea ce înseamnă că sunt instruiți atât practic cât și în documentații în toate domeniile. Experiența ne-a arătat că angajații dețin cunoștințe medicale foarte bune și că doar limba reprezintă o barieră. Sprijinim însă acest lucru prin cursul de germană. Ne străduim să oferim angajaților o muncă pe termen lung și suntem orientați și spre posibilități de perfecționare profesională. Dacă cineva este interesat și atras de domeniul tratării rănilor, finanțăm o formare profesională, pentru că suntem interesați să vă păstrăm pe termen lung, chiar și până la pensionare. Astfel, noi avem angajați buni și de încredere, iar angajații au un angajator bun și de încredere. Așa cum se spune, niciun început nu este ușor. Încă de la început am primit o locuință, am fost sprijiniți în obținerea actelor, am început un curs de limba germană. Un avantaj a fost că am avut și colegi români. După un an de zile, în momentul de față, mă simt foarte mulțumită. Lucrez în Germania ca asistentă medicală recunoscută, iar la locul meu de muncă am colegi care mă susțin și care mă sprijină în fiecare zi. Totodată, firma Tegeler îmi oferă posibilitatea de a participa la cursuri pentru dezvoltarea mea profesională. De mic copil, visul meu a fost să trăiesc în Germania. Având o bază de cunoștințe de limba germană, visul meu devenea realizabil în momentul în care am văzut anunțul Tegeler pe internet. Am participat la interviu, iar după 2 săptămâni am început serviciul în Germania. În acest timp, am învățat multe. M-am realizat și pe plan personal. Familia mea este aici cu mine. Cel mai mult mă bucură faptul că fiica mea lucrează împreună cu mine, iar fiul meu studiază aici. Mulțumesc mult, firma Tegeler! Au trecut 6 săptămâni de când sunt în Germania și pot spune că am trecut cu bine de perioada de acomodare. Sprijinul promis a fost acordat în totalitate. În prezent urmez cursul de limbă germană în vederea obținerii certificatului de limbă B2. În ceea ce privește viitorul, sunt foarte optimistă în cadrul firmei Tegeler. Mă numesc Dorina Aulich. Sunt responsabilă pentru serviciul ambulatorium și clinica de zi de îngrijire a seniorilor. Coordonez personalul medical din Germania, cât și din România, în domeniul meu. Grupul Tegeler este activ în domeniul social de peste 25 de ani. Suntem legați familial de România. Soția mea este născută în România, cunoaște mentalitatea și se bucură să primească candidatura dumneavoastră pentru Germania. Puteți să vă reamintiți afirmația lui Martin Kessel? Vrei să știi în ce constă umanitatea? În cei care își fac griji pentru tine. Grupul Tegeler. Noi ne ocupăm. Aplică aici.